avem și o petiție prin care noi mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordă poporul român. Cunoaște despre renovare grădiniților, vaccine, microbuze școlare pentru elevi, dacă mergeți totuși prin sate, burs pentru studenți, ambulanți, elicoptere, smurt, motorină pentru agricultori. Sunteți de acord cu toate acestea? 100%. Și la fel, totodată venim cu această petiție pentru reunificarea României pe baza reunificării Germaniei din 1990. Cunoașteți despre zidul la Berlin? Toți germanii prindeau cetățenie prin Constituție din 1949, dar noi, ca să primim cetățenie română, trebuie să redobândim. Da, dar trebuie să ne gândim și la restul moldovenilor care nu au și acum trebuie să aștepte 3-4. Fiecare să-ți gândesc cum eu, dar eu am buletin românesc. Noi petiționăm pentru schimbarea Constituției din România, ca toți basarabenii să primească automat cetățenie română. Cum era și în Germania în decurs de 10 zile. Sunteți de acord? Dar cum nu de acord? La fel, ei primeau și pensii și asistență socială până la reunificare din 1990. La fel, dorim ca toți basarabenii să primească o pensie minimă română de 3200 de lei, asistență pentru dizabilități 100 de euro, copii 90 de euro și 1075 de euro. Sunteți de acord cu toate aceste de funcții? De acord. Sunteți de acord să ne lăsați o semnătură, noi trimitem această scrisoare în Parlamentul României. Numai nu vaccin. Bine, cu vaccinul nu sunteți de acord, dar cu renovarea grădinițelor, de exemplu, de voastră localitate. Cu grădinițele, cu școlile, cu astea, microbuze, burs pentru studenți, în valoare de 65 de euro, ambulanțe, elicoptere, smurt, 6 tone de motorină pentru agricultori, acum recent au ajuns. Cu astea, da, numai nu cu vaccin. Deci dacă nu sunteți de acord, vaccinul nu deloc. Totodată venim cu petiția pentru a reunifica România. Pe baza reunificării Germaniei din septembrie 1990, astfel, Germania prineau cetățenie prin Constituție din 1949. La fel dorim ca și noi, basarabenii, să primim cetățenie automat prin Constituția prin Constituție. Noi acum primim prin redobândire și durează 3-4 ani. Nu sunteți de acord? Dar de ce? Adică cu ajutoarele care ne acordă, sunteți de acord, dar cu asta nu, cu reunificarea țării. În urma reunificării țării o să mărească pensiile, salariile la ei sunt de 3-4 ori mai mari. Doamne, să le mărească, dar nu știu dacă să le mărească. Uitați-vă, în România pensia minimă în română este de 3200 de lei și noi petiționăm ca și basarabenii să primească această pensie română în această valoare. La fel, să primească asistență pentru dizabilități 100 de euro, copii 90 de euro și 1075 de euro. Sunteți de acord cu acest? În șeană și băiesc. E ca la mine băiețelul ăsta, el e invalid. Nu mai primește el 90 de euro. Pentru că nu este cetățean României. Este acum cetățean Republicii Moldova. Și la noi în țară corupția este foarte mare și conducerea noastră nu se gândește la astfel de persoane. Suntem sărași și plătăniți o corupție extraordinară. Sunteți de acord cu asta? Totodată venim cu petiția pentru reunificarea României pe baza reunificării Germaniei din 1990. Toți germanii primeau cetățenie prin Constituție. La fel noi petiționăm ca această cetățenie să fie acordată tuturor basarabenilor prin schimbarea Constituției din România. Noi trimitem această scrisoare, este doar în Senatul României. Cât mai mulți semnături culegem, cu atât mai mult este speranța că toate aceste numerații o să fie realizate.